Salutare, dragi prieteni, emisiunea în comunitate BFM București FM 98,3 O să vă invit să intrați pe Facebook Emisiunea este și pe Facebook M-aș bucura foarte mult să vedeți Să o și vedeți pe invitată, nu mai să o auziți Pe Oana Ioniță, coregraful Oana Ioniță Este o fată foarte frumoasă și având în vedere că televiziunea, din punctul meu de vedere, pentru asta s-a inventat, ăsta e unul dintre motivele pentru uh, care s-a inventat, să arate frumusețea, altfel ar fi povestită doar, cum era înainte, așa că vă rog să intrați pe pagina de Facebook. Înainte de asta de vorbă cu invitata uh, și înainte de a veni în radio, mă gândeam că în România în ultimii ani se folosește foarte des o expresie în anumite contexte. Uh, de exemplu, cine mai citește Domnul România? Și lumea, toată lumea care au de chestia asta sau aproape toată lumea dă din cap, Adică așa e. Și iată, a fost Gaudeamusul de curând, unde au venit zeci de mii de oameni, lucruri care se întâmplă în, în fiecare an. Dacă te gândești, nu știu, spune cineva, cine mai joacă, domne, șah în ziua de asta Da, poate la modul general lumea nu mai joacă șah, dar mai sunt comunități de oameni care joacă șah. Și am auzit și asta. Cine mai dansează, domne, în ziua de astăzi? Păi vreau să vă spun că lumea dansează în ziua de astăzi. Dansează și în cadru organizat chiar. Și de multe ori există comunități de, nu de nișă, de super nișă și acolo se, se duc și acolo oamenii. În urmă cu vreo trei ani, pare mi se, tot aici la noi la București FM, a venit o stimabilă doamnă care a vorbit despre școala ei de dans coțian. Este un dans care nu are nicio legătură cu România. Cu toate acestea, la fiecare dintre cursuri era plin, deci nu erau oameni care vreau să se înscrie și nu mai aveau loc. Deci se dansează, se citește. Se fac lucruri în țară. Dacă cei mai mulți dintre noi preferăm să nu facem nimic sau să ne uităm la televizor, e treaba noastră, e vina noastră. Dar iată că oamenii își fac treaba. ți a plăcut prezentarea mea, oră oh, binevenit. Oh, a fost, cred că, cea mai frumoasă și lungă prezentare pe care am văzut-o și am ascultat-o. Bună, în primul rând. Rămână, Bună, dragilor. Hello. Se citește, se ascultă muzică, se dansează și am observat că, după dansez pentru tine, din ce în ce mai mult. Contează foarte mult promovarea contează ca oamenii să știe și uh, să încerce, pentru că în străinătate am văzut că sunt foarte multe școli de dans pentru adulți. Sunt oameni chiar de vârsta 3-a care vin chiar să învețe... Chiar și de vârsta 6 am văzut, dacă pot să spui așa, și care vin să învețe pentru tam prima oară să... Da, 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 Tango, da, dan scoțian, irlandez, fac cursuri de balet. Sunt multe doamne care merg pentru postură, pentru că au probleme cu coloana sau, nu știu, diverse dureri articulare. Merg să nu fac, nu aleg varianta de fitness aerobic, varianta pe care toată lumea o găsește da. mult mai comod. Mult mai aproape de casă, poate. Mai comercială. Să mai spun comercială, ma așa. merg să își îndrepte sau să-și corecteze postura prin balet. Baletul, da, baletul, acum câțiva ani, era o nișă și cei care practicau baletul în România erau doar în cadrul liceului de coregrafie. De 20 de ani au apărut niște școli de private, puține, dar în ultimul timp s-au dezvoltat foarte mult, în ultimii 4-5 ani. Uh, și nu ar fi rezistat dacă nu mergea lumea. Dacă nu mergea, dar sunt foarte mulți care merg, uh, și uh, mai nou sunt foarte mulți care merg la concursuri de ballet, uh, și la concursuri internaționale și naționale. Și am observat că România s-a ridicat foarte mult din, punctul de, din punct de vedere al copiilor. Pentru că, dacă nu avem copii, care să nu o să avem un viitor. Uh, asta la modul general și pentru fiecare da. caz în parte, de asemenea, adevărat. Da. da. Și cum sărbătorim centenarul anostam? Am spus că mai avem foarte puțin. Deci da, toată lumea se pregătește mm -hmm. și toată lumea și eu mă pregătesc pentru centenar și cum putem să sărbătorim mai bine decât cu muzică și cu dans și cu voie bună. Um, am și cu zis, bunătate poate ar fi măcar în ziua aceea măcar. Nu, dar încercăm să fim în fiecare zi. Știi cum e ei câte o zi să-ți propui pe termen lung de fapt spunea unii doctori celebri că ce mai bine când e vorba de un lucru foarte important și pe care nu îl faci sau îl faci foarte greu este să nu-ți propui uh, un target a la long, ca și cu lăsatul de fumat. Uh -huh. Nu-ți propune să lași de fumat pe viață, da. pentru că sună atât de cumplit, de mare, de uh, în lungă. Nu. Propuneți doar să nu fumezi astăzi. astăzi da. Și faci din acesta astăzi un astăzi etern. La fel uh -huh. și cu bunătatea, cred. Dacă reușim pe 1 decembrie, măcar, știi cum e, măcar tot principiul, să nu mai facem rău, da. Și să, poate, stăm deoparte, poate dacă facem ceva bun cu atât mai bine, pe 1 decembrie, după care, 2 decembrie, două de data pe, pe de Pe 2 începem decembrie. să ne obișnuim! Da, ce bine! A fi. Da, ce, bravo! Ce uh, frumos de, așa, fi. Le, așa le spun și eu cursanților mei care nu vor să vină sau nu vor să înceapă sau nu începem acum, începem săptămâna viitoare să aducem copilul la balet sau la dans sau la gimnastică... Tu de la și... zero? o iau de la zero, îmi place să o iau de la zero Pentru că așa simt că construiesc de și ce și meu. stau și stau de la la treia, tine ani, și jumătate nu știu. Sau patru <laughs> da, nu știu Și asta atât de frumos Se uită și de multe ori mă uit și eu la ei Că nu știm ce să facem Să știi că la primul meu curs de balet am plâns M-am simțit așa copleșită de, toți copiii care așteptau foarte multă informație din partea și mea și repede și, repede, că repede. Răbdare, și da. să știi că cu toate studiile pe care le-am făcut și toate, toate, universitatea și metodologiile de predare nimic nu se compară cu lucru cu copilul în momentul respectiv. Pentru că fiecare suntem atât de diferiți și ne raportăm la celălalt atât de diferit încât învățăm unii de la alții în timp ce ne educăm singuri. Dacă îmi permiți o să adaug un lucru, de când a apărut această idee în ultimii zeci de ani, eu am fost de acord cu ea la modul general, școala, învățământul la distanță. Adică sunt unele materii și nu puține care pot fi predate de către profesor prin intermediul calculatorului. Da. Dansul nu e una dintre ele. Adică nu poți să generalizezi sau să faci și la modul general. Adică mi-e foarte greu să poți să, să, poți să reușești să-i faci pe doi oameni să danseze împreună tango, dacă îi pui în fața unui în Australia și unul în Noua Zeelandă și ții mâinile întinse, știi, și ei dansează tango, dar fără să se atingă. Sau vals N-ai cum, e imposibil. Cum. Deci sunt? O, nu este... toate lucrurile pot fi învățate de la distanță În dans e vorba de emoție vorba de conexiune De vibrație, de atingere Exact, și doar dacă te referi la dansul De tip parteneriat este obligatoriu. Când este vorba de un solo pe care poți să-l înveți cum sunt solurile de balet clasice, le poți învăța de pe net. Dar ai nevoie de un profesor care să te corecteze și să-ți indice un anumit traseu. Dansul înseamnă emoție. Emoția trebuie să o stimulezi sau Corectura să o găsești în tine. importantă că dacă te obișnuiești greșit, mai greu cu dezvățul, nu? Da. Și uh, dansul ține de personaj. Și toate variații, nu numai variațiile clasice, dar și cele de modern. Trebuie să țin sus și un anumit personaj, un, trebuie să devii cineva. Poate de multe ori sunt suntem mai timizi, suntem mai. și nu, nu înțelegem sau nu ne do nu știm. Și de asta avem nevoie de un profesor care să ne îndrume și să ne spună să, să căutăm în noi curajul. Curajul de a ne descoperi. Mm -hmm. Știi ce cred? <laughs> nu sunt sigur, dar cred lucrul acesta că dacă sunt cei mai mulți dintre adulții care au două picioare stângi sau patru drepte și recunosc lucrul acesta asta s-a întâmplat nu pentru că nu au avut niciodată ocazia să danseze, nu știu, la vreo petrecere sau mai ram sau ceai dansant sau oricum se chemau ci pentru că au avut o, o anumit grad de timiditate, de emoție, de reținere. Altfel, nu, poate sunt și alte explicații, dar mi-e greu să cred că sunt. asta e prima dintre ele. mi amintesc când eram în liceu, chiar și mai înainte, cei care stăteau pe scăunele, de care urmăra și eu, și se trăgeau ori lângă masă, ori lângă muzică, știi, care erau sanctoarele, acolo te ferei, te cei lângă magnetofon și te prefăceai că discuți de sisi, catch și aiura, tu nu vrei să dansezi, Cunoșteai muzica foarte uhum. bine, dar dacă venea o fată să te invite la dans, era terminat, ieșea pe geam. Dar poate așteptă o baladă ca să poți să o invizi, că altfel pe muzică modernă uh, nu... Nu prea. Nu. Și uh, oamenii aceia, dacă n-a existat niciun moment în care să vină Oana și să spună, curaj, curaj găină, că nu te tai nimeni, atunci vom sta, vor sta, vom sta pe scăunele până la vârsta a șase. Și încă generația de peste 40-50 de ani a fost o generație norocoasă pentru că dacă observi la nunț, când dacă prinzi o nuntă, o să observi că cei care dansează sunt cei în vârstă, da. bunicii, cei care vin cu de cu poate bucurie, la țară și cu câte fericire mm -hmm. și muzică, uite ce pace stângaș, dar nu contează, da. e pe ritm, simte muzica. Bună observație și da, da, și cei care merg în cluburi, cei tineri care sunt obișnuiți să critique, să fie atenți la ceilalți, să, generația Facebook generația Instagram care sunt uh, niște comentatori, niște critici, doar că ei nu fac nimic, Ei observă pe ceilalți și ei nu, nu ies din, din rolul lor, ei, ei doar sunt observatori, dacă stai și ei la bani mărunți observ, o să observ că nu știu să danseze, nu știu să, să se comporte decât prin intermediul unui ecran. O să observ că la cursurile mele nu vin ăștia, cei tineri, dar sunt foarte mulți copii care încearcă să-i scoată pe copiilor, să-i dea o activitate. Activitatea trebuie să fie pentru sport, pentru dezvoltare, pentru emoție. Pentru că mulți se închid în ei, sunt copii de 4-5-6 ani care poate nu vorbesc la școală sau la grădiniță, și au nevoie să intre în comunitate, au nevoie să fie sociali. În emisiunea comunitate. Da, să-și creeze un grup al lor de o, o structură în care să discute nu numai despre, nu știu, lecții desene animate sau desen lecții, animat. lecții da. ci pur și simplu despre prim-soliști sau poate obiectivele lor în viață în raport cu dansul. Și păi și o chestie foarte creativă. Și știu, uite, am amintesc din copilărie, era atât de important când venea unul din gașcă și ne spunea, uite ce fac eu. Nu conta ce făcea. Dar dacă făcea exact cum spuneam tu mai devreme, altceva decât făceam noi de obicei, teme, lecții, m exact. mi-am uitat că ai tu, nu mai o ascuțitoare în plus. Da. Uite, asta... așa m-am apucat eu de balet la patru ani, Amelice. erau o, o, fată la etajul patru, Madalina o cheamă și, și ți-a zis, uite am ce... făcut, uite, fac șpagatul, uite, fac podul, tu știi să faci? Și eu m-am apucat, m-am chinuit, cred că o zi întreagă m-am apucat să fac podul sau coșulețul, <laughs> un element din ăsta banal care acum, pe care acum îl face toată lumea și după ce mi-a ieșit, mama, te rog frumos, dă-mă la balet și de acolo a pornit drumul meu în viață. A fost așa un, un imbold, total mic. Deci o chestie foarte măruntă care m-a determinat și mi-a creat tot parcursul pe care l-am avut și pe care l-am în viață. Hai să întreb un lucru apropo de părinți, pentru că această relație între părinți și copii este foarte... Orice părinte crede că e părintele perfect. Doar părinții folosesc, doar cei care au devenit părinți și sunt părinți folosesc, ce mă înveți pe mine să-mi cresc copilul? De parcă există undeva acolo o școală Uh, și toată lumea știe din secunda în care copilul se naște exact ce e de făcut Adică până înainte cu o zi când nu aveai copii, habar n aveți ce aia Dar în momentul în care ești părinte de o zi, gata, ești, uh, uh, știi foarte bine uh, ce e da, de făcut așa e, așa e, Și de multe ori când e vorba de un copil foarte mic care își dorește unele lucruri Sau care își dorește și, și spune, sau își dorește și nu spune Părintele va trebui să ia o decizie Pentru că el ia copilul de mânuță și se duce la not, se duce la tenis, vine la tine oana Îi dă un drum se poate în cazurile fericite sta în care copilul îi place foarte mult lucrul ăsta Cum ai fost tu, ai auzit-o pe... Am încercat, am încercat ceva poate Și ai tăiat, au înțeles, nu? Au înțeles lucrul ăsta Păi n-au mai scăpat de mine sunt foarte mulți părinți care nu scapă de copii Și plâng până când ajung la bale Sau poate aduc la o oră Și după aia nu mai au timp Au alte activități și copilul plânge că vrea să meargă, vrea Foarte să vină, normal. nu vrea să lipsească Și l-aduce doar ca să scape de gura lui de acasă Și a doua oară va trebui să-l aducă, va fi și mai greu <laughs> să-l țină acasă Da, astea, cu toate acestea și astea sunt cazurile fericite Cazurile nefericite și nu puține Astea sunt în care părintele, deși copilul răcnește Vreau să fiu balerină, vreau să joc tenis ca Simona Hale Sau orice altceva își dorește el Și poate chiar are aptitudini, că poți da. să-ți dorești să nu ai și părintele, pentru că și-a fixat în cap el de multă vreme, eu vreau să l fac pe fimiu boxer. Da. Că eu am fost boxer. Niciun și am... niciun caz balerin Pentru nu, că Nu, nici venit caz... băieți care și vroiau să vină la balet și au zis, nu, pentru ce e asta? Baletul da. nu este, e pentru fete baletul. Și, și cu că în străinătate. Avut... Da, și în străinătate sunt atât de mulți. E o școală obligatorie, de exemplu, în Norvegia. Școala de stat în care toți copiii, indiferent că sunt fete sau băieți, trebuie să facă balet pentru postură și pentru Foarte eleganța frumos. socială. Și la noi nu se, la noi Eu îți spun cazul din Ghencia Eu am două școli, sunt lângă Ghencia, lângă stadion Și evident ce aleg acea. Băieții trebuie să meargă la fotbal Și fetele trebuie să vină la mine la balet Ceea ce e total greșit, dar n-am cum să schimb O mentalitate, poate în viitor Dar când... a e vreun băiat, totuși am, am băieți, Aia, am, nu. Am băieți, am băieți Care poate mulți dintre ei n-au vrut să facă Cultură generală sau poate Adică cultură, mă refer la școală Școala, liceul de coreografie puțin mai înțelegător din punct de vedere al ca și liceele vocaționale, e toate și normal să trebuie să fim să 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 înțelegem pe cei care fac performanță pentru că au un program mai aglomerat și trebuie să se dedice mai mult studiului. sunt mulți care poate aleg să facă balet pentru că nu, dar nu mulți, sunt foarte puțini. Nu știu dacă sunt 10 băieți în toată țara care fac balet. Foarte puțini. Le place. nu sunt încurajați de mici. Pentru că dacă ar face și ar găsi cu siguranță un repertoriu de balet pe care să-l facă, și-ar găsi plăcerea în a, a executa și a înțelege baletul. Pentru că baletul este atât de complex, la început când ești mic ești chinuit te simți că trebuie să înveți niște mișcări, că trebuie să stai în anumite poziții care te deranjează și că nu este deloc comod să faci asta, dar descoperi plăcerea abia mai târziu când reușești să te perfecționezi în toată tehnica de balet și descoperi frumusețea și eleganța dansului. Asta o faci mai târziu. Dar, din păcate, când ești mic, te chinui îți place, în primul rând, social, că ești într-un grup, că dansezi, că poate o faci printr-o joacă, dar mai târziu o descoperi ca pe o. Ca, ca o până e cultură. E, e este. o dezvoltare a personajului din tine, o manifestare internă pe care o descoperi mai târziu, când te maturizezi. Și acum mai e dacă îmi permiți și dacă îmi permiteți, dragi prieteni mai sunt lucruri legate apropo de balet. Baletul pentru un bărbat nu înseamnă doar știi, te duci la operă și vezi, o gra da, la... și face câteva piruete în aer. Nu. Gândiți-vă la câte sporturi este necesară grația pentru un bărbat. Patinajul artistic, de exemplu. Toate sporturile care țin de... Adică ne mândrim cu Nadia Comăneci și cu atâția sportivi, dar avem și sportivii noștri, cu atâtea alte sportive, sportivii noștri bărbați. Pornind de la Dan Grecu, la Inel, la sărituri, la sol, la toate aceste aparate unde România a dus mereu medalii de aur, acolo sunt niște băieți, niște bărbați care în afară de forță fizică, pentru că forță fizică au mulți și cei care da. fac box, e nevoie de ceva în plus, îți trebuie grație. Dacă nu ai grație, poți să sar tu 20 de metri în și te rotești de 400 de ori. Dacă la aterizare nu ai avut acea grație care să îți dea sutimile acelea necesare pentru o notă perfectă, nu, nu vei veni acasă cu medalia de aur. Deci această grație pe care ți-o dă baletul, folosește la foarte multe lucruri. Și exact un spuneai tu, foarte important, îți folosește în fiecare zi ca ținută. Da. Mers o atitudine. Sunt foarte căutați băieții după 14 ani care fac balet și sunt, nu știu, la noi sunt câțiva băieți la, la noi la școală și uh, sunt atât de curtați de fete pentru că ei sunt puțini și sunt foarte multe fete. N-am îndrăznit, dar e un loroc. <laughs> pentru, pentru e, e un lucru foarte important, țineți cont de el. Și țineți de încredere când vezi că te curtează atâtea fete și sunt toate, vor să danseze cu tine și tu nu știi pe cine să alegi, trebuie să alegi pe cea mai bună din poate 100 de fete, este copleșitor. Lucrurile astea se întâmplă mai târziu, când este. Și ce ar trebuie realizez, să le da? spunem? Uh, ca am o sfat, așa, că am trecut și noi prin vârstele acelea, uh, tinerilor, adolescenților, care poate ne ascultă, e adevărat, eu o să recunosc întotdeauna. Și bădărânia unor băieți, dacă au șarm, le pot aduce în jurul lor unele fete care să aprecieze pentru o perioadă scurtă de timp această bădărânie. Dar eleganța, ținuta, bunul simț, rafinamentul, toate aceste lucruri ți aduc exact cum spunea Oana: tot timpul, pe toate fetele frumoase și elegante, toate vor veni, pentru că este și normal ca ele să dorească să vină în preajma unui astfel de personaj. Să fie apreciate de cineva cu valoare. Așa este Observ că afară, nu știu merg la concursuri internaționale, chiar ultimul acum câteva săptămâni. La care băieții sunt foarte curtați de toate școlile și sunt căutați, și dacă sunt puțini, ei primesc foarte repede bursă în străinătate și burse în care li se acordă tot felul de facilități. Am un băiat care a primit acum la Balșoi și. Balșoi să... Teatru. La Balșoi școala, din Balșoi, școala din. Să spunem, școala puțin de ce, ballet ce rezonanță rusă. Are este cea mai importantă, poate, nu știu, una dintre cele mai importante, școala Vaganova, școala rusă, este școala de la Londra, sunt câteva școli în lume care te formează ca balerin principal, ca prim solist, de la care dacă pleci, sigur, în orice teatru poți să te angajezi. Și el a primit bursa asta, și abia aștept să să, să plece. Cu toate că aș vrea să-l mai țin la mine, am, am câțiva băieți, dar cu siguranță ei într-un an de zile vor pleca în străinătate, pentru că la noi. România nu are cum să. în momentul ăsta. Are cum, prin orice metodă, să-i facă pe oamenii ăștia talentați să aleagă o cale. Este cea mai rămânesc. bună cale, cea mai bună cale pentru ei. Uh, o școală importantă din străinătate. Dar ca s ajungi să nu asta, poate, nu? Ca s ajungi să faci asta, ca să să asta, trebuie să fii. Să, să, ai niște modele, să ai niște comparații. La noi, dacă sunt 10 în toată țara, 10 balerini, mai slăbuți, mai buni, mai opera și, și teatre n-au -au din ce să-și să aleagă dansatorii. Și noi nu o să putem evolua pentru că ai noștri, care sunt buni, mici, trebuie să plece în străinătate și eventual vor pleca la școală, la teatrele mari din, din străinătate. Dar lucrurile astea o să le putem schimba în timp când o să ne schimbăm și noi percepția despre anumite segmente culturale. În, de exemplu, în Portugalia sau școala cu baneză de, de balet, la ei sunt chiar mai multe fete decât băieți pentru, mă rog, au și eu alt, alt, nivel social și probabil cei care, decât să stea acasă sau pe străzi, mai bine merg în, la liceele de balet și sunt foarte buni cei din școala cubaneză. Chiar îi admir foarte mult. Ziceam de... Hai că trec de la una la alta. De Acum câteva săptămâni am venit de la IAGP, de la Paris, cu o mare realizare, cu o fetiță care a luat marele trofeu, Hope Award. Este primul uh, trofeu câștigat de un român un român care a reușit să șocheze sau să fie apreciat la ambele categorii, și la ballet clasic și la dans contemporan, ea va merge peste câteva luni la New York, la marea competiție de acolo. Marta Savino cheamă, e o mândria de a noastră și nu, nu e singura, sunt mulți copii care ne-au făcut să fim foarte mândri de ei. Um, și m-am -am bucurat că am fost prima școală privată care am obținut asta. Că, așa cum spuneam mai devreme, numai școlile vocaționale ajung la un nivel foarte înalt. De când uh, s-au dezvoltat atât de mult școlile private, a devenit așa o concurență, poate chiar. Te așteptai să vină cu un premiu? Vine. Sau te gândi vreo secundă? Sincer, da. De când am plecat, de când am pregătit-o, am avut foarte mare încredere în ea și nu numai în ea, și în copiii cu care am, uh, cu care am plecat acolo. Este un concurs foarte greu, e o competiție la nivel mondial, sunt multe școli de dans importante din Europa și din lume, care vin cei din Japonia sau Corea sau uh, cei din Rusia, sunt foarte bune, adică ne concurăm la un și nivel foarte înalt. pe toți? Da. Vreau, <laughs> Marta? Marta vină. Dacă okay, ne-a spus da. Marta jos pălăria bravo! Da, și face doar de 2 ani ballet, vine din, din un nou de performanță, adică. Un aspor foarte frumos Exact, dar a zis să se reorienteze A să încerce altceva Și a, pe balet este, are toate datele de la natură Apropo de De grație și de Corectitudinea mișcării Și notul De asemenea Poate fi practicat la nivel de performanță Doar dacă Înotătorul în are și o poziție Perfectă înaltă și o deplasare Perfectă Oricât ai fi tu orice, orice brațe de Orice lopeți, cu orice lopeți te-ai fi da. născut Cu o forță uluitoare în brațe În momentul în care vei nota Cu o poziție ciudată O tehnică. O, fără o tehnică anumită Nu vei vinge niciodată sirenele acelea Care se deplasează Unduiesc prin apă și uh, bat recordurile mondiale da, Deci orice... eleganța corpului da. Practic cred că în, Și numai la sporturi Nu e vreun domeniu în care Să spui că nu contează Și cel mai mult contează pentru tine Viața de zi cu zi Da, așa este cum te raportezi la ceilalți și cum, cum Ținuta te nu înseamnă da. doar hainele. Da, da. Înseamnă și, mult mai mult. Și de multe ori și că eu mai lucrez și cu, fac dansul mirilor, așa când mai am cum? timp și... Dansul mirilor că îmi place, să, îmi place să văd tinerii drăgostiți care se iubesc și că de multe ori te rup de... Tu vorbești de valsul acela Valsul, da, 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 valsul care deschide nu să-ți ceva, da. Fără să dau nume că se supără... Fără să dau că, că se Cosmin pe mine. Aolo, deci, A fost coleg de-al nostru. E grav atunci. Da, era absolut terminat, era disperat că urma să se căsătorească. Asta era bine, tot era minunat, dar avea o problemă știa că în mod obligatoriu cu părinții toată erau necesare acele cât? Trei minute în care trebuia să danseze cu mireasa. Varsul miresei. Da. Deci să vârtea în cer, chiar nu știa să danseze, asta, asta, era cea mai mică dintre probleme, dar nu simțea el că s-a străduit, s-a dus, să învăța a învățat pașii -a, a, a făcut, da. Dar <laughs> la nuntă s-a dus și a vorbit cu omul ăla care era butoane și care a pus, nu știu pe ce dispozitiv, muzică, valsul în sine. Și a zis, băi, fi vrei să mai că cunoștea, vrei să mai vorbi vreodată, să mai vorbești. Deci cât are valsul cu tot? Și el a zis, păi, toată are 4 minute și jumătate. Oh. Da, da, s-o crezi tot. Deci după două minute, <grafii> El lucrând la radio, mi filez, la, A filat o ala, nu? A filat -o, după, înseamnă după... că n-avea coreografie, no, nu, nu cunoscut no, 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 pe no. mine. Da. Exact, asta spun, vezi ce înseamnă percepția. Dacă ți intră în cap în mod greșit că un lucru e înfricoșător, lucru acela poate că nu e deloc bai, la pot opus, dacă tu asta în cap, te vei feri de, de el. Uh, îmi spunea Cristina Toma, producători emisiunii, că să discutăm și despre concursurile de dans și da, da, da. Uh, uite s-a dus jumătate din emisiune mm, și atât de vorbit, repede, exact, da. încât uh, să nu ne trezim la sfârșit că lucruri importante nu au fost rostite, știi? Așa că te rog să, să atingem, după care, dacă mai avem timp, pe final Vorbim și, mai de și de dansul mirilor și de cei da, da, care da, vin exact. târziu sau cei care n-au dansat când erau mici. Eu am spus pentru că suntem în anul centenar și pentru că e o dată foarte importantă pentru mine, în 1 decembrie, să organizez un, co un concurs, o competiție, tocmai pentru că am participat la atât de multe în afară și în, în România, încât mi-aș dori să fie o competiție așa cum mi-aș dori eu, eu cum, cum cred eu că ar trebui să fie la standardele pe care le văd eu. Și după ce și în weekendul ăsta am fost la un concurs, am zis că în weekendul ăsta următor, cel de 1-2 decembrie, să organizez un concurs uh, prin asociația Dance Planet. Concursul deci se numește de și întâi, și data da, de întâi, 30 a... noiembrie, 1 și 2 decembrie, la Palatul Național al Copiilor. Chiar deci va propriu copil... de centenar, chiar exact, la propriu. Exact. La Palatul Național În al Copiilor. Al al copiilor uh, se numește Young Artist Grand Prix, un concurs destinat uh, copiilor și tinerilor de la 4 la peste 16 ani pot veni și de 20 de ani formații și grupuri. Astăzi am definitivat desfășurătorul competiției. Se mai pot înscrie? Nu se mai pot nu. înscrie. Pentru la anul, dacă vor, momentan, dacă vor, da, să vadă e, cum e. nu e Punctual cu... de centenar și la anul o să fie. O să fie și o, la anul. Ok, anu, așa da. să spunem. Sărbătorim Românește. Da, categoric. Um... Rămânem în România Continuă și după centenar. Exact. Și avem cine pentru cine vrea să vină să ne viziteze. Suntem acolo în toate cele trei zile, de vineri, începând cu ora 14-15, începem concursul Hai povestește-ne puțin, fără să stricăm vreo surpriză. Sunt categorii de vârstă, vor fi exerciții impuse, lucruri de genul avem așa, acesta. Categoriile de vârstă sunt 4-6 ani, 7-9. 10-12 sunt pe segmente okay. și peste 16 ani Iar ca stiluri în categoriile respective Începem cu balet clasic pro Unde sunt cei profesioniști Așa cum le spunem noi Cei care fac mai multe ore pe săptămână Și se pregătesc intens Dans contemporan, lirical, neoclasic, acro Cei cum? care fac acro, gimnastică ritmică cum, și se, cum se punctează? Cum se premiază? Eu am un exemplu în cap foarte bun de altfel, dar nu știu dacă se potrivește, cel de la, cel mai nou de la patinaj artistic, unde sunt uh, luate în calcul, e un anumit punctaj pentru toate lucrurile, nu doar pentru stil, pentru dificultatea exercițiilor. Sunt neobligatorii de fapt nu sunt obligatorii, dacă tu nu poți ca patinator să faci, nu știu, o triplă țucahară sau nu știu cum să nu ești acolo, <laughs> să nu greșesc așa, uh, un flick flac, <laughs> Uh, nu te dă nimeni afară din. Dar vei ieși în prima sută Te depunctează, O depunctează. să ieși și loc, locul 120. Exact ca și la patinaj, așa suntem și noi. La, exact la, la, la balet clasic sunt niște uh, elemente, elemente care ar, e, nu e obligatoriu, obligatoriu, dar trebuie e. Trebuie să le faci corect. Trebuie, trebuie să, să, faci de... să le faci și să le faci corect. Da, la noi e puțin mai complex, în sensul în care este limbajul de balet clasic, este fixat de acum foarte mulți ani și trebuie respectat cum ar fi fondul, badminton, urile. Trebuie să fie în grad de a corpului și trebuie foarte bine respectate. Pe lângă partea tehnică de balet. clasic, Pliola, trebuie, să, știu și eu, dar da, să, trebuie să țin doi genunchi, atâta tot. Da. Asta astea, sunt pe scenă într -un, în variații da, trebuie, clasice. Bine, trebuie să mă țin de bară. <hântuie> Uite, <hântuie> <hântuie> putem <hântuie> să de începem de niște exerciții da, aici, de, dacă vrei. Da, 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 și câteva elemente. Pentru ăștia care stau încă pe scaune. Da, poate de... să, să danseze da. puțin în fața în fața Facebook-ului, în fața Uite, la monitorului. Vezi ce înseamnă vedeți dragi prieteni, ce înseamnă chiar și pur și simplu secunda aceea în care flutur mâine, De fapt, face orice fel de mișcare. În teorie, mișcarea aceea, fie la fiecare. Dar la mișcarea e foarte mult lucrată, adică dacă da. ai o poziție și eu și distanța între degete trebuie să fie foarte bine Fluidi calculată. cum să numește? că care de fapt acea nuanță care face diferența e flu fluiditatea mișcării? Eu uh... eleganța și fluiditatea în același timp continuitatea ei continuitatea și coordonarea, și coordonarea. Țin a. foarte mult la mișcările de legătură dintre mișcări, adică dacă tu faci o pauză de cum să să fie să să, să fie o poveste, o a, exact. să curgă, exact. Um, așa, revenim la concurs că te-ai <laughs> Revenind la concurs, eram la gimnastică ridică, e una dintre categorii, um, așa am zis, folclor, pentru că nu este centenarul și avem un premiu important, acela de identitate românească. Um, apoi Street Dance, uh, MTV, Open, mai multe secțiuni unde te poți se, încadra. Se, Fie pot pregăte... la mai multe categorii. Și da, fiecare își pregătește momentul de acasă. Pot, sunt copii care au și 17 momente dansuri în competiție, intră cu balet solo, are două momente de balet, la duo, trio, un alt uh, duet, un grup, o formație, uh, pot intra și la acro, sunt copii care se pregătesc în, în mai multe domenii, de exemplu la noi la Dance Planet, noi studiind și uh, gimnastica ritmică, baletul, folclorul, adică mi se pare că un dansator ar trebui să fie mm -hmm. complex din toate punctele de, de vedere astfel încât la 18 ani când se angajează într-o instituție să poată să danseze orice. Ceea ce nu puteam noi să facem versatil. când e da, versatil. Da, da. Noi nu puteam să facem Marta asta. Marta vine invitată de onoare? Uh, nu vine invitată să... de onoare, vine în competiție. Trebuie să concureze ca toți copiii, pentru că are doar 11 ani, adică nu este... e doar un copil și trebuie să învețe tot ce, tot ce înseamnă educația competițională și Până ajungi să te angajezi într-un tatu, trebuie să înveți foarte multe lucruri, să înveți raportul dintre scenă și public, să înveți cum să te comporți la o competiție sau într-un spectacol sau într-un festival, cât de relaxat să fii pe scenă și să le transmiți tuturor acea relaxare, cu toate că ei sunt foarte stresați în competiție. Mm -hmm. Și pe baza acestor principii se obține punctajul, care o să fie între 80 și 100 de puncte, cu un jur de specialitate. Voi avea invitați de la Opera Română din București, Alex Fotescu, care este directorul și coordonatorul teatrului din, din, nu directorul, este coordonatorul secțiunii de balet din Brașov, Sergiu Angel, care este profesor universitar, fondatorul un acord în România, e un nume de rezonanță în lumea coregrafică din România, Mariana Mezei, care este coordonator și director sportiv la UNEFS, foarte mulți, uite că aveam și lista, puteam să o citesc cu voi aici, Um, Zi un lucru, care ai spus puțin mai devreme și să între... Și l-am și pe Marius Stoica. Marius Stoica, cu prezentatorul de la Matinal, da, de știu, la voi, da. Da. O Marius să vină și el. E să far... spun ceva, Marius e într-adevăr, este la propriu, că de multe ori se folosește chestia asta, Am aruncat-o pur și simplu, e multitask. Serios, deci <laughs> Marius este multitask. El, eu am avut, eu n-am știut, am avut o surpriză extraordinar de plăcută, că n-a spus nimic, când am văzut la Vocea României. Uh -huh. Și mă, stăteam ca omul și mă uitam și eu și la un moment dat apare pe scenă, deci imaginează-te, stând în fotoliu cu popcornul și văd pe Marius de la matinal și pus mi-a căzut popcornul pe acolo, adică mă gândeam ce f e Marius, nu? Dar, dar de când cântă Marius? Marius cânta dintotdeauna, numai că nu spusese și într-adevăr, nu numai acel moment, dar acum el are o carieră a lui, e foarte apreciat, deci e extrem de, de talentat și mă bucur că e coleg cu cu noi aici și iată câte Și vine și une ne susține, mă ajută și la jurizare și la prezentarea galei, pentru că toate cele trei zile nu vor spune că face culmina. și balet, dacă îmi spui că face și balet, nu, el va, el va juriza Desigur, apropo, el va, la partea de show dance am zis <laughs> să-l bag în zona asta pentru că dacă se tot ce ține de media și știe și vede, uh, el o să jurizeze să -și zona că de, de show dance. Orice spune acum, că poate să facă, îl cred. Deci mă, după ce l-am văzut apărând acolo și ce voce extraordinară. <laughs> poate îl vezi cu vreun dans în, la, în gala, gala Uite, noastră. Oana, Bun. te rog un, un lucru, pentru că ai menționat pe parcursul discuției noastre două chestiuni extrem de importante și una dintre ele o problemă mare pentru România faptul că tinerii talentați foarte mulți dintre ei, în foarte multe domenii, pleacă. Și pleacă nu că ar dori ei să-și părăsească familia, prietenii locurilor, ci no. pentru că la, pentru viața lor care va urma, este în mod evident că își doresc niște recompense, niște beneficii pe măsura talentului lor. Chiar și o Eu, educație. Și o educație. Chiar și o educație. E un mecanism foarte simplu și foarte normal. Uh, odată ce... Hai să rămânem pe plajele noastre locale. Odată ce unul dintre tine, de care tu spuneai, reușește să se angajeze, de exemplu, la un teatru, ce e cu adevărat foarte bun, poate trăi în România din banii aceștia, adică salariile sunt pe măsură? Sunt foarte mulți care trăiesc în România din asta. Nu trăiesc bine, din păcate, adică în străinătate, când te angajezi într-un teatru, ca poate trăină... e la fel de bine, adică poate ești la fel de bun ca profesional. Și poți să-ți alegi singur direcția Adică un balerin foarte bun eu spun că a trăi nu înseamnă să nu mori de foame, să nu mori e o de diferență, foame. Adică să trăiești pe măsura lucrului pe care îl oferi Societății în sensul ăsta Așa să trăiești la știi cum e una, A trăi nu înseamnă neapărat subzistență E cu totul altceva Să trăim înțelegem a da, trăi, Noi știm foarte bine că artiștii nu sunt mă Foarte mă bine nivel la trăi, de plătiți Dar uh, Reușesc să să supraviețuiască mai bine decât o făceam când m-am angajat eu la operă. Pe... Când era asta? Acum. În 2000 m-am angajat, aveam salariu de 80 de roni. Aha. Pe atunci erau alte sume și am plecat pe ha, deci 4 dorea... milioane. Adică pe lună. RATB-ul, câte duceai la Nu erau... mai contaști de ce? Când Pentru că nu. Nu, pentru că așa am crescut de mică și așa nu știam altceva, nu știam că pot să fac altceva în viață, știam că eu trebuie să mă trezesc, să fac Batman Tandu, să fac jete, gram jete, fuieteuri, să mă culc, să mă trezesc ca doua să iau de la capăt, să mă antrenez, să mă antrenez, să mă... nu știam altceva. Nu știam că există altceva. Când am intrat în televiziune, am descoperit o lume așa de șocantă pentru mine, încât a, a fost o libertate totală și am zis, dau demisia de la operă, mă mut la, la Cronica Cârcotașilor atunci și. Ce am uh...

Te nu, nu -aveam, aveam voie, nu aveam voie, nu aveam voie, mi s-a spus. Nu face asta pentru că ai făcut toată viața ta, ai crescut așa, ai fost și eram bun, într-adevăr, și puteam să ajung mult mai sus la operă, dar am renunțat din dorința de libertate, de, de șansa pe care mi s-a oferit să să învăț altceva și să fac altceva. Ți-a luat o permisie mai îndelungată, hai să Da, dar numai. am revenit la bale și mi-am deschis școala de dans, care pentru mine înseamnă totul, și am schimbat așa din televiziune, am, schimbat, am făcut o curbură radicală și mm -hmm. am revenit din nou, am făcut ca. Cer că să reveni din nou de un, unde, unde am plecat, de unde de fapt nici nu plecase și cu adevărat de tot vreodată. Da. Dar a fost o circumspecție ușoară mm -hmm. din în lumea lumea musicalului, am fost la Teatrul Național, unde am intrat în Chicago, o producție foarte importantă atunci, cu mulți actori cunoscuți și am stat patru ani în acel musical unde am învățat foarte multe de la producătorii spanioli, apoi cu televiziune am de-asta vreo 10-12 ani și am tot învățat multe lucruri și în radio am fost și toate lucrurile astea m-au ajutat și m-au ajutat să devin omul care sunt acum, iar în, în zona de balet pot să fac niște lucruri pe care poate dacă și fost numai în zona de balet nu le-aș fi făcut. Tu știi că eu am, când, când tu ai venit acum la începutul emisiunii, eu de cele mai multe ori, de, nu întotdeauna recunosc, câteodată uit, întreb invitatul și eu și Mihaela, colega mea de emisiune, întrebăm în invitații dacă au emoții, se poate întâmpla să aibă. Și a mei, Toana, s-a așezat, deci după două secunde eu am întrebat formal, dar mi-am dat seama că la un dat m-a zăpăcit că că eu sunt invitatul, știi, și tu erai de acasă, adică chiar părere de, de acasă. -i. Și. Nu, asta mă simt, mă simt ca acasă, mă simt foarte radio. bine, tot ce, tot ce înseamnă zona de televiziune și radio, n am o voce de radio. Am o voce îmi zice soțul meu, care este tenor. Îmi zice eu, o voce așa de pițigăiate și mai ales când mai. Dar, mie nu -mi se pare. În primul nu, că nu știu, sincer, eu după tot da, așa. Am o voce recunoștibilă. Dar nu știu ce înseamnă voce de radio. O voce uh, cu un timbru pronunțat, cum este al tău Păi da, nu, nu știu. Eu cred că lucrul ăsta aparține unei... Uh, înțeleg, de fapt. Nu, nu înțeleg ce înseamnă astăzi. Da. Înțeleg ce însemna pe vremuri. Vocea de radio clasică nu știu, cum era Dumnezeu să ierte colegul nostru Marian Bistricianu sau cum era la televiziune Iosif Sava. Da. Când vorbea Iosif Sava, se zguduia clădirea. Da. Era profunzimea aceea. Exact. El compensa și mai erau și alții cu timbru vocii lui orice fel de tehnică de la vremea respectivă. Nu se compară cu tehnica de, de astăzi. Dar s-a schimbat și vremurile. Avem diferite tipuri de voci mai nou și din punctul meu de vedere nu timbru în sine e cel mai important. Contează foarte mult, ci Sufletul pe care îl pui când vorbești. Ținuta. Ținuta, eleganța. Apropo, revenim la la dans și aici se simte. e exact același lucru ca și în dans, partea partea pe care o ai tu din interior. Ce emoție transmiți în timp ce vorbești, sau în timp ce dansezi, sau în timp ce crezi, pentru că suntem artiști, în anumite feluri. Așa este. Da, am înțeles, da, corect. A fost o strângere de mână live. Vă reamintesc, dacă ați venit puțin mai târziu, nu este niciun fel de problemă. Mă rog, acum s-ar putea să fie una că nu mai avem mult timp de vorbit, dar nu-i timpul pierdut nici acum. Uh, Oana Ionită este uh, coregraf, invitată în emisiune. Oana a făcut o mulțime de lucruri până acum și, uh, iată, intenționează să facă și în continuare. Am vorbit despre da. concursul de dans. Aici vreau să te mai întreb un lucru la concursul de dans. Pentru cei care, nu știu... Vor rămâne pentru pentru anul acesta doar cu povestea și vor merge să vadă fizic la anul Cineva va filma, va fi o arhivă unde vom putea să vedem fotografii și așa mai departe Adică site, pagina de Facebook Am un site, site-ul se numește Am o pagină de Facebook, tot așa ne puteți găsi și pe pagina de Facebook Pagina cum se numește? Young Artist Grand Prix Ok eu voi colecta toate momentele și le voi deci monta IAGP chiar. eu cu Y. Da. Uh, și site-ul ca să știți cum da, căutați da. Y. -A -G -P. Informațiile vor fi publicate și după eveniment pentru că toate materialele chiar eu le montez, mi-am descoperit o altă latură. Eu și Marius Stoica ce suntem polivalenții da, în <laughs> multitasc, multitasc. da. da. Uh, cei care vor să ne, să ne viziteze live și nu vor să ne vadă în toate cele trei zile, că poate sunt foarte multe momente și au altceva de făcut acasă, pot veni direct la gală. Gala este duminică la Palatul Național al Copilor, unde avem invitați de la operă, din lotul de gimnastică. Și cele mai bune și mai atractive momente din concurs vor fi prezentate în, aceleași, în această gală, unde vor fi și premiați copiii care vor. Vor reuși să ne surprindă cu momentele lor frumoase. Și vom avea premii între premiul trofeul, chiar trofeul competiției va fi 1000 de euro, apoi fiecare va primi 100, 200, 500 în funcție de, de nivelul pe care l-a avut Foarte în competiție. Frumos. Și avem și sponsori multiplicare care îi ajută pe copii cu diverse produse. Minunat, iată că și în România se poate fi recompensat chiar pe, chiar pe măsură. Ascultându-te ascultându acum când povestei. Și legând lucrul acesta cu activitatea multitask a lui Marius, care, așa cum spuneai și tu, este coprezentator la matinalul nostru aici la București FM, mi-am amintit, mă -am uitam -am așa, te ascultam vorbind și mi-am amintit de filmul acela, ai văzut al cincilea element? Da, avem și un dans în concurs cu al cincilea element. Serios? Deci acolo, dacă mă țineți <laughs> minte, era șina cu Mila Iovovici, care avea o legitimație, scria pe ea multipas. <laughs> și mergea da, cu... Da, de-abia prea multipas și era legitimația universală, adică practic cu acea legitimație, știi, așa văd eu în ziua de astăzi, poți să mergi oriunde, să, faci, să fii primit oriunde, să reușești să faci orice fel de lucru. Eu cred că acea legitimație multipas e în fiecare dintre noi, în, absolut în fiecare, numai că cei mai mulți, hai să spun în continuare, preferăm, să stăm pe scăunele acolo lângă masă, lângă doar, lângă masă, lângă muzică, lângă Facebook, lângă telefon, doar acolo. Pentru că nu suntem provocați Nu să suntem facem. provocați. Nu suntem provocați. Mă cred că și eu când eram angajată, poate nu doream să fac decât treaba mea și să plec acasă și să-mi dezvolt partea creativă acasă, Mai ți-mi ai descoperit și... că ești multipas? Da, când mi-am deschis școala și a trebuit să plătesc chiriile pe fiecare lună și a trebuit să plătesc angajații și toată lumea trăgea de mine și eram atât de stresată și nu dormeam. E, nici acum nu dorm prea bine noaptea, dar eram stresată pentru că trebuia să fac ceva și eram obligată sau puteam să renunț și să mă angajez la orice școală ca și coregraf sau în televiziune ca și coregraf. Dar am dorit mai mult, am dorit să, să iau eu în propriile mâini în toată situația, să dezvolt o chestie în România pe care, în care eu cred și cred că acești copii au nevoie și pot fi susținuți, pot fi educați ca în străinătate și pot să demonstreze să câștige în cadrul acestor concursuri internaționale și naționale premii importante pentru România. Uh, uite, mă gândeam, nu, nu, mă gândeam, știi ce am simțit acum ascultându-te și legat de concurs de lucruri În pe afară care -a făcut... că vorbi ca un președinte de țară, s-a -a sunat foarte pompos? Nu, 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 nu că... Nu, dar asta așa cred că nu, lucrurile unii președinți se de țară, de fapt, este de datoria celor mai mulți președinți de țară să vorbească lucrurile să fie foarte clar. Forma în sine poate nu are atât de mare importanță. Sunt țări africane unde președinția aceea ca ținută sunt rudimentari, comparativ cu Europa. Dar mesajul exprimat de ei este unul pe înțelesul poporului respectiv. Nu. Uh, știi, e vorba de reacția pe care o ai când cineva te vizitează. Nu pe tine personal acasă sau la radio sau într-o emisiune și așa mai departe. Și ai tot, tot felul de reacții pe care le simți. Cele mai multe dintre ele sunt exprimate cu îți mulțumesc, cu Ana, că ai fost la noi, te mai așteptăm și data viitoare. Deci nu sunt formale. Chiar cred. Chiar îți mulțumesc că ai fost la noi și chiar te mai așteptăm data viitoare să ne spui cum a fost la concurs, ce a mai făcut Marta ce-au reușit copiii ăștia, care nu a generație, un milion de lucruri. Dar știți, mi-a venit să te aplaud așa, ca pe, ca pe scenă, pentru că tu pe, pe o scenă ai ajuns și cumva acolo ai rămas. Bravo! Și bravo în primul rând pentru ce faci uh, pentru ceilalți, pentru că ăsta e cel mai important timp din lume. O să spun mereu, timpul da, acordat da, celorlalți da, ce da, da, e mai important timp E foarte greu să te rupi să nu fii egoist. Mm -hmm. e, eu încerc Cred că nu, nici nu mai încerc. Cred că nu-mi dau seama că fac asta non-stop, și uh, de multe ori poate renunț la mine sau la familia mea ca să, să stau cu de la, copiii de la sale. Dar, ca să câștige Marta la, la în Franța? Uh, să câștige toți, să evolueze, no, să învețe ceva de la mine înțeles, și da. să le rămână și să zică că de da, asta am învățat-o de la Oana. Da, Oana m-a ajutat să fac să fiu omul care sunt astăzi și să creez niște cariere. Bravo, bravo, bravo. Oana, mii de mulțumiri dincolo de, nu, peste aplauze și mii de mulțumit, mult mai mult decât mii, pentru ce faci pentru toți acești tineri și nu numai pentru ei, la dans chiar la propriu, vârsta nu contează. Nu contează. E, deci, când, când încep să se miște picioarele și vine lucrul ăsta din suflet, și 150 de ani poți să ai și te nici nu știai că poți să faci așa exact, ceva. Da, da, da. Știi? Apropo de mir, că tot zic de mir, dar cu ei am cel mai uh, am cel mai bun exemplu de peste 20-25 de ani, vârste din astea, mari, oameni mari, amaturi, care îmi reproșează, îmi spun că nu i-au dus părinții când au fost mici la bale și au suferit toată viața sau la dans sau la orice formă, dans sportiv orice, și acum simt nevoia să se și când vin la dans se. Uh, nu știu, eman așa multă... Te recuperează? Recuperează, da, <laughs> și mă trezesc cu niște oameni maturi în acoperiți de maturitate asta, de fapt, niște copii care uh, se exteriorizează totul, și, și sunt afară, atât de energici și, da, Na, și reușesc să, fac niște, să facă niște dansuri a mirilor uh, foarte explozive, cu prize, ridică mireasa pe sus, o învârte și zic, nu, nu, de multe ori îmi spun că nu credeau că poate să fac așa ceva și mulți prieteni lor le, de al lor le-au spus că. Eu sunt asta. Da, da. da, când ai învățat? În patru ședințe, dar Contează foarte mult să poți să scoți din ei, de fapt, un profesor. Trebuie să încerce sau să poată să scoată din oricine ce are mai bun. Știi cum sună asta? Cred că foarte corect. De fapt, un profesor bun reușesc, reușește să, să te scoată pe tine din tine. Da. Să te scoată afară, ăla care ești tu Nu tot, tot această spoială De multe ori pusă de alții, pusă de tine De protecție, de văruit da, Cu finanțat, da. da, da, tapetat da, da, da. Să dea bine trenduri, branduri Nu, persoana da. care e acolo înăuntru Oana, mii de mulțumiri, te mai așteptăm A fost o plăcere Amândoi vă, vă mulțumim Că ați fost alături de noi ca de fiecare dată Și să ne reîntâlnim cu bine Cum se spune? Chiar, baftă, mult succes Baftă, sau să facem o reverență. Riveras. <laughs>